Este un gând frumos. Și orice gând frumos vine dintr-un suflet deosebit. Și în cazul acesta, lucrurile s-au desfășurat normal. A fost un gând, au fost discuții, au fost planificări, au fost rugăciuni, a fost colaborare și iată-ne aici. Gândul s-a născut în inima, în mintea doamnei Avram Lidia. Și apoi dumneaei a discutat cu cine a știut că trebuie să discute ca să găsească organizatori, să găsească finanțatori și să găsească oameni care să ne adune împreună.
În contextul acesta a fost invitat și domnul Florea Burcă să vină să-i adune pe fanfariști să cânte împreună astăzi, mâine și în săptămânile viitoare. Dumnealui a acceptat invitația, apoi au început să curgă telefoanele, s-a luat legătura cu dirijorii din Arad, dirijorii au luat legătura cu fanfariștii și fanfariștii au luat legătura cu instrumentele. Așa că, dintre toți cei care au muncit, eu cred că cel mai mult și cel mai greu a fost pentru cei din față. Vă rog să-i aplaudați! Le mulțumim frumos de pe acum. Sigur va fi o seară foarte, foarte frumoasă. În dreptul organizatorilor, trebuie să spunem un mulțumesc frumos Filarmonice de Stat Arad și Asociației Progression Youth Power. Domnul să-i binecuvinteze, încă o dată le mulțumim frumos. La finanțator am trecut, cum este normal, Primăria Municipiului Arad. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Dirijorii veți vedea pe rând și la momentul potrivit o să vă spun numele fiecăruia, nici mai mult, nici mai puțin. Dacă ei vor să spună mai mult, o să o facă. Dacă nu, o să vă spună despre ei cum știu mai bine, conducându-i pe cei care îi conduc de obicei în cântare și în a-L preamări pe Dumnezeu. De ce am pomenit despre Dumnezeu? Pentru că înainte de a se naște un gând frumos în mintea sau în sufletul nostru, gândul acela bun și nobil se naște în inima celui veșnic bun. El ne dă sănătate, El ne dă voință, El ne dă putere de a înfăptui, El a deschis ușile necesare ca și seara aceasta să fie o seară frumoasă, o seară de cultură, o seară pentru sufletul nostru. Nu în ultimul rând, ci înainte de orice și din toată inima, îi mulțumim lui Dumnezeu. El ne-a dăruit muzica, El ne-a spus ce să facem cu muzica și noi ne rugăm împreună, nu doar pentru seara aceasta, ci de fiecare dată, muzica, oricâtă bucurie ne-ar aduce nouă, să-L glorifice pe Cel care a pus în inima noastră un cântec de laudă, o cântare nouă. De obicei, cei care ne ajută să ne înțelegem și să ne vedem sunt uitați sau lăsați la urmă. Eu aș vrea să le mulțumim într-un mod special tuturor celor de la echipa audio, video și tot ce înseamnă sonorizare, transmitere, înregistrări, etc. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Ne rugăm, am spune noi în limbaj creștin, să fie o seară de har dumnezeiesc. De aceea am și început, dacă ați fost atenți, cu piesa care a fost O ce har să știi că Domnul te iubește. A fost dirijată de Doru Oniță, în aranjament Doru Oniță, și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui arătat în felurite moduri, dar în mod deosebit, pentru harul lui coborât în Domnul Iisus Hristos. Există însă ceva ce n-ar trebui să uităm niciodată. Cel care a coborât în lume să ne fie păstor. A avut multe momente în care a putut fi numit tristul păstor. Nu datorită lui, ci datorită nouă. Vom asculta în continuare piesa Tristul păstor, dirijor Turcaș Petrică, armonizare Daniel Avram.
Foarte multe lucruri în viață depind de anumite întâlniri și ceea ce am făcut în întâlnirile respective. Viața creștinului autentic se desfășoară între două întâlniri. Două întâlniri cu aceeași persoană, cu Domnul Iisus Hristos. Prima întâlnire este ocazia în care Hristos ne caută, ne cheamă și noi răspundem pozitiv chemării Lui și ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Și a doua întâlnire pe care o așteptăm cu toții este întâlnirea cu Iisus Hristos cel viu și glorificat. Creștinul care îl cunoaște pe Hristos și binefacerile Lui a așteptat, așteaptă și va aștepta mereu a doua întâlnire. Întâlnirea cu Hristos cel care revine pe nori în slavă pentru a ne duce în glorie. Următoarea piesă, Te aștept Iisuse, va fi dirijată de Claudiu Dan. Armonizarea este Doru Ioniță. Ioniță.
Se spune că cine se trezește de dimineață, sigur doarme mai puțin. Ce realizează se vede în viață. Unii se trezesc de dimineață și au și realizări. Așa s-a întâmplat în cazul lui Giuseppe Verdi. A început să ia lecții de pian la vârsta de 3 ani. Noi românii am spune 3 anișori când era plăpând. La 9 ani a luat locul pianistului care l-a învățat pentru că acesta murise. A încercat să intre la conservator, dar nu s-a găsit bursă și n-a putut să intre. A avut momente în care a vrut să abandoneze muzica și totuși, ajutat cu îndemnul de impresarul lui, după moartea soției și a copiilor, a hotărât să scrie. Și a scris opera Nabucodonosor. Din ea vom cânta în seara aceasta împreună. Vă aduceți aminte că ați primit o hârtie? Vă rog să o scoateți, să o aveți la îndemână. Din ea vom cânta în seara aceasta corul sclavilor. Dar aș vrea să o cântăm ca oameni liberi, într-o țară liberă și cu un suflet liber. Ne va conduce și pe noi cei din sală și va conduce și fanfara, dirijorul Florea Burcă. Ne vor ajuta și soliștii într-un aranjament de Florea Burcă. Thank you.
Am putea să spunem împreună ce frumos, ce frumos cântă sclavii lui Hristos. Avem o mică problemă, una singură. Dacă am vrea să depășim anul 1842, ar trebui să cântăm această cântare până la sfârșitul anului în fiecare zi. Pentru că atunci când a fost lansată, a avut un succes atât de mare că a fost cântată până la finalul anului de 57 de ori. Așa că zilele sunt numărate până la sfârșitul anului, începeți în fiecare zi să o cântați și poate dobărâm recordul. Suntem legați de Domnul Iisus Hristos și suntem legați de cer, spuneam. Ne legăm de Domnul aici pe pământ, trăim cu El aici pe pământ, dar toți așteptăm cerul, întâlnirea cu El și rămânerea cu El. În următoarea piesă, dirijată de Beni Condoroș, aranjament Daniel Avram, vom încerca să legăm și cerul și pământul, și pământul și cerul. Așa se numește piesa și așa merg lucrurile. Ne legăm de aici, de pe pământ, de El și de cer. Thank you.
În dragoste, în cea mai curată și mai adâncă dragoste, Mântuitorul a venit și ne-a transmis mereu adevărul. Sunt adevăruri pe care le subliniem și le memorăm cu multă bucurie. Cum ar fi, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Sunt și adevăruri mai puțin plăcute și parcă nu am vrea să le memorăm. Unul dintre acestea este cuprins în fraza Mântuitorului: în lume veți avea necazuri. Experimentând necazuri și într-o lume în care creștinii trăiau în necazuri, Apostolul Pavel ridică următoarea întrebare: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Aceasta este piesa care urmează. Dirijor, Doru Oniță. Armonizare, Doru Oniță. Cine mă va despărți? Thank you.
Cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu foarte curând au ajuns la concluzia că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care lipsește în nevoi niciodată, un ajutor care niciodată nu lipsește în nevoi. Au constatat-o cei din vechime și ei au constatat că din generație în generație Dumnezeu rămâne același și pe El te poți baza întotdeauna. Petrică Turcaș ne va aduce aminte că și noi am găsit în Domnul adăpost. Armonizarea, Daniel Avram, piesa Am găsit în tine adăpost. Thank you.
Este adevărat, Biblia este și o carte istorică, Biblia este și o carte profetică, dar în același timp Biblia este și o carte poetică. Deci asta înseamnă că în Scriptură găsim versuri și găsim cântare. Și cum ar putea fi altfel când Biblia este cuvântul celui ce ne-a dăruit și inima pentru cântare și versurile pentru cântare și când tot El ne pregătește pentru o cântare nouă, veșnică, cântată în veșnicie. Dacă ar fi să vorbim despre muzică sau închinarea prin muzică, din perspectiva Bibliei, ne-ar lua multe săptămâni. Doar o niță, într-o armonizare proprie, ne va aduce aminte că dorul de Iisus nu trebuie să se termine niciodată. Mi-e așa de dor, Iisuse. Thank you.
Se duc pe tine,
pe unii, oricât de mult ai încercat să-i prezinți, rămân în anonimat. Pe alții, oricât ai încercat să-i ții în anonimat, ei strălucesc mereu. Beethoven nu are nevoie de prezentare. L-ați auzit, l-ați recunoscut și chiar dacă n-ați vrea să-l ascultați, el va continua să răsune. Nici Handel nu are nevoie de prezentare. Nici piesa care urmează nu are nevoie de prezentare. Un lucru însă este sigur. Nu găsești un compozitor mare care să nu fi primit inspirație de la sursă și să nu o recunoască. De aceea, oamenii care primesc har ceresc în felurite moduri, inclusiv în cântare, spun Aleluia. Vom asculta Aleluia. Impropriu spus vom asculta, pentru că sunt sigur că veți cânta împreună cu ei. Și pentru că nu veți putea cânta Aleluia așezați, ridicați-vă. Și cântați mai frumos și mai bine decât cei din față.
A fost frumos. A fost frumos. A fost frumos pentru că ați fost aici. M-am tot gândit, dar nu am loc suficient să vă chem pe toți în față. Ar merita să vă chem. O să chem însă, măcar o dată acum împreună, toți dirijorii să vină aici în față. Vă rog frumos. Și fratele pastor, și îl chem și pe pianist. Haideți, haideți aici, că mă dau eu la o parte. Haideți că mă dau eu la o parte. În timp ce Rodel Handra le va mâna dirijorilor o diplomă de apreciere și de mulțumire, eu o să vă readuc aminte că puteți viziona înregistrarea din această seară și dumneavoastră, și prietenii, și dușmanii dumneavoastră pe www.speranța.net. Înregistrarea din această seară pe DVD o puteți comanda la telefonul care este afișat. Și acum vreau să vă spun cu bucurie că am fost privilegiat să prezint în seara aceasta și piesele, și dirijorii, și soliștii, și pe cei care au muncit, și pe dumneavoastră. Dar am avut un privilegiu mai mare. Am avut bucuria printre piese și cuvinte să-l prezint încă o dată pe Părintele nostru Ceresc. Nu uitați niciodată că El este bun. Atât de bun că L-a trimis în lume pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. Nu uitați să-I mulțumiți în fiecare zi. Aleluia să nu fie doar pentru seara aceasta și nu doar de sfârșit. M-aș bucura să ne întoarcem înspre casă cântând în sufletul nostru: ce măreț ești Tu, Părinte! Avem dreptul să-I spunem Tată, pentru că Fiul ne-a dăruit dreptul acesta. Mă rog ca Dumnezeu Duhul Sfânt să continue lucrarea în viața noastră și cântarea de laudă să nu înceteze niciodată. A Lui, a Celui care ne iubește, să-I fie slavă, glorie și onoare adusă în veci. Am terminat cu haina de prezentator și ca reprezentant al familiei baptiste. Vă mulțumesc pentru participare, pentru muncă și vă invit cu bucurie mâine dimineață de la 9:30 la Biserica Speranța, unde închinarea continuă și mulțumirea este adusă cu drag Domnului nostru. Rețineți, vă rog, și invitația făcută pentru mâine seară la orele 18, la Biserica Pentecostală Gloria din cartierul Bujac. Lângă tot ce am spus până acum, niciodată nu este prea mult. Așa că o să rog pe fratele pastor Dorin Simu să vină în față și să mulțumească într-o rugăciune lui Dumnezeu pentru toată bunătatea și credincioșia lui. Aș vrea să vă spun că după ce terminăm cu Aradul, ne extindem în Bihor. Venim la voi, la Tinca. Și vom cânta un pic mai frumos, că avem deja mai multe repetiții și apoi sper că vom trece și în alt județ. Până atunci însă, a Domnului nostru să fie toată slava și toată gloria. Să ne închinăm Lui în rugăciune. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare și fără de moarte, ne închinăm în seara aceasta înaintea Ta și recunoaștem că nu este alt Dumnezeu în afară de Tine. Recunoaștem că ai toată puterea în cer și pe pământ. Și de bună voie în seara aceasta ne plecăm, ne smerim și zicem: binecuvântat să fie numele Tău. Vreau să-Ți mulțumesc, Doamne, mai întâi de toate, pentru că astăzi ne-ai dat viață în dar.
mai presus de orice însă, vreau să-ți mulțumesc pentru că ne-ai dat viață veșnică. Unde am fi fost, Doamne, dacă jertfa Domnului Iisus n-ar fi luat viața noastră și s-o pună în brațul Tău? În seara aceasta, cântăreți, dirijori, păstori, ascultători, privitori, beneficiari ai îndurărilor Tale, ne închinăm și spunem mulțumim, Doamne. Te rog, Doamne, răsplătește jertfa celor care Te-au slujit și care cu atâta pasiune pentru excelență caută să-Ți preamărească numele și să o facă într-un mod vrednic de Tine. Doamne, sfințește-i, Te rog. Binecuvântează și răsplătește eforturile lor. Binecuvântează bisericile care au crescut muzicienii aceștia. Binecuvântează păstorii care au încurajat muzicienii aceștia. Și, Doamne, binecuvântează inimile celor care primesc din harul și frumusețea Ta în serica acestea, în zile ca ziua de mâine. Doamne, Te rog să fii mâine în adunările Tale. Slava Ta să strălucească acolo. Adevărul Tău să strălucească în viețile oamenilor. Și Tu, Doamne, să-ți primești gloria și slava din viețile noastre și apoi de pe buzele noastre. Te rog să mergi cu noi acasă. Ne încredințăm viața în mâna Ta și știm că suntem în siguranță. Vrednic ești, Doamne, să primești lauda și cinstea, pentru că ai răscumpărat cu sângele Tău oameni din orice neam, din orice seminție. Și aceasta pentru dragostea nespusă a lui Dumnezeu Tatăl, arătată în Fiul și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă dați seama că ar fi jenant să vă spun că am uitat să o chem pe doamna Lidia Avram în față. Deci nu vă voi spune lucrul acesta, ci o să fac așa mai spiritual. Cei din tâi vor fi cei din urmă. Deci cine a avut primul gând este prezentat ultima dată. Dacă vreți să veniți aici în față, o să vă dăm doar o mână de aplauze și rămânem cu toată mulțumirea și slava la adresa Domnului nostru. O seară, o duminică, o săptămână, o viață și o veșnicie binecuvântată în Hristos Domnul.